Lider detașat la clasa 3 din naționalul de raliul, Vari Poșișteanu a ajuns cu arme și bagaje la Bacău, gazda etapei cu numărul 4, programată în actualul sezon competițional. În stilul caracteristic, Valiniu a cântărit deja datele problemei și speră în reeditarea performanței de la Arad. Cu carisma mai bine cunoscută și cu talia de joc, Vali Porcișteanu, aka Tăurete, revine cu mare așteptări la startul Raliului Moldovei Bacău, o nouă etapă de anvergură continentală din CNR, ale cărei momente culminante vor fi transmise în direct pe TVR HD, TVR 3 și TVR Iași. O etapă sub egida FIA, care are alte reguli spre deosebire de etapele strict național. Ceea ce înseamnă că acum, deși sună ciudat, vom fi de la egal la egal cu ceilalți colegi, adică cu mașinile de top și cred că va fi o luptă frumoasă și la Bacău. În fiecare raliu am avut o luptă aprinsă și mă bucur că rezultatele pe care le-am avut sunt în concordanță cu dorințele noastre. Toată lumea e mulțumită și sperăm să încheiem în aceeași notă și sezonul.